Ați făcut o referire la decizia CCR care a scos SRI-ul din supraveghere tehnică a SRI-ul și Direcția de SRI-ului. Informație a Poliției, Direcția de Informație a Armatei, au fost mai multe direcții acolo, nu Tot mai ce nu SRI. e DOS a Da, fost scos. tot ce nu este ofițer de poliție judiciară și procuror. Ceea ce Dar poate este și firesc, nu mai trebuie pus ceva în loc. trebuie pus ceva în loc. Pe de altă parte, SRI-ului nu i-a interzis nimeni să vă dea informații. Și este s-au plâns de-a lungul timpului și foștii șefi ai DNA plini sau interimari dinaintea dumneavoastră că SRI-ul dintr-un anumit moment a încetat să mai facă sesizări, să mai dea informații către DNA. S-a reluat această. Nu numai că n-au avut interzis din acest punct de vedere, dar există obligații prevăzute de lege. De legea 51 de organizare SRI, de legea 304 de organizare judiciară, codul de procedură Și o penală. îndeplinesc această obligație? Acum, eu n-am verificat ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Pot să fac și asta, să văd, Dumneavoastră. să compar. Cert este că de când sunt eu procuror șef, am primit informații. Pentru că la nivelul ăsta, în limita asta prevăzută de lege, în sensul că dacă în desfășurarea activităților specifice muncii ofițerilor de informații apar date și informații de competența Direcției Naționale Anticorupție, ei sunt obligați să ni le furnizeze. Și am primit astfel de informații, dar nu am un termen de comparație să zic că sunt multe sau puține. Am primit, dar nu numai de la SRE, ci intră toate serviciile de informații, care în activitatea lor au și de la Direcția de Informații al Ministerului de Interne am primit Să fiți 10. deschețat, vă Am primit, eu așa sper, colegii au zis că da, dar pentru a avea, Deci colegii spun că sunt colegii mai procurori multe. au zis că da. Colegii procurori au zis că da, dar nu am compara, n-am cum compara, numai dacă voi căuta datele. Vedem la sfârșit de an, comparăm la bilanț. Pandemia, perioada asta de stare de urgență cu foarte multe norme suspendate, a fost o perioadă foarte problematică din punctul de vedere al achizițiilor publice, care s-au putut face mai ușor. Ce a observat și ce a urmărit DNA și ce a descoperit mai ales DNA în această perioadă sub aspectul achizițiilor publice? Sub aspectul achizițiilor publice avem două paliere, achizițiile publice legate de pandemie și achizițiile publice în general. Pentru că profitând de starea asta de urgență și de asta, s-au mai făcut achiziții publice și în alte domenii unde noi avem suspiciuni că s-a încălcat procedura, că nu se respectă legea, suspiciuni de săvârșirea unor fapte penale. Până în acest moment, de la declararea stării de urgență până astăzi, am înregistrat un număr de 48 de dosare, din care 38 de dosare sunt în lucru. Diferența apare și datorită unor sesizări suprapuse, dosarele au trebuit conexate sau n-au fost de competența noastră și l-am declinat. În acest moment, astăzi, acum, sunt în lucru 38 de dosare. În aceste dosare, noi avem suspiciuni că s-a încălcat procedura de achiziție publică cu foloase necuvenite pentru anumite persoane și cu prejudicii la autoritatea contractantă și de asemenea s-au achiziționat mărfuri neconforme cu exigențele Uniunii Europene sau pur și simplu neconforme cu destinația lor, echipamente de protecție. De fiecare dată unde avem suspiciuni, noi ne-am sesizat. Majoritatea sesizărilor sunt din oficiu. Ne-am sesizat și din presă, avem sesizări și de la cetățeni, avem sesizări și din alte mijloace specifice. Cert este că facem verificări, administrăm probele, iar la sfârșit vom vedea câte din aceste suspiciuni se transformă în probe solide de vinovăție, astfel încât să putem trage la răspundere și să trimitem persoane. Deci, v-am spus câte dosare avem, dar nu vă pot spune câte din ele vom trimite în judecată și Asta am câte nu vom înțeles, trimite în dar ceea judecată. ce aș vrea să-mi spuneți, dacă puteți, este câte dintre ele reprezintă mare corupție și sume prejudicii, suspiciuni de prejudicii substanțiale și câte sunt prejudicii mai mici, mai chestiuni Mi-am mai luat ca minore. și date acum valoarea contractelor pe care le cercetăm se ridică la aproape 800 de milioane de lei a contractelor, nu a prejudiciilor. Dacă mărfurile sunt neconforme, se poate aprecia că prejudiciul este total.
dacă sunt neconforme. Alături de acestea, unde avem infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, putem avea și infracțiuni de corupție pură, adică dare, luare de mită, trafic de influență în legătură cu achizițiile publice. Acolo, iar sumele, așa cum se obișnuiește și ați văzut și în ultimii ani, ajunge la procente. 18%, 5%, 10% în funcție de persoanele implicate. Acestea sunt suspiciuni. Dar valoarea contractelor care fac obiectul analizei noastre, asta am primit datele, sunt în jur de 800 de milioane de lei. Peste 750, asta aproape de 38 de dosare de în cele 38 de dosare aflate pe rolul nostru. Pe rolul DNA. Avem dosare cu 2 milioane de lei, cu 15 milioane de lei, cu 4 milioane de euro, în funcție de contractele pe care le analizăm și le verificăm. Vi se pare că perioada asta de degringoladă a DNA-ului, că a existat o perioadă, chiar noastră ați spus că ați găsit o instituție destul de nesigură, a dat curaj infracțiunilor în domeniul infractorilor în materie de corupție? Cu siguranță, pentru că altfel nu ajungeam să avem flagrant cu 1 milion și ceva de euro în situație de pandemie, bani cash. Nu aveam atâtea semnale. Este edificator, a apărut chiar acum, ieri am văzut un raport în care se arată că cetățenii României au declarat în proporție de 2/3, 64% că se lovesc de corupție. 64% au constatat acest fenomen. Este enorm. După o luptă anticorupție de foarte mulți ani, din 2002 încoace, fenomenul acesta corupției ne macină în continuare, dar s-ar putea, că având în vedere limitarea posibilității de acțiune a Direcției Naționale Anticorupție, să fi dat curaj. Vă dau un singur exemplu în ceea ce privește corupția în rândul magistraților. Dacă în perioada în care DNA avea această competență, a fost, nu cred că există vreun an în care să nu fi fost trimis în judecată un procuror și judecător pentru corupție. De când am pierdut această competență, din câte știu eu, nu există un procuror sau un judecător trimis în judecată pentru corupție. Dacă a dispărut corupția din rândul magistraților, ar fi minunat. Dar nu cred acest lucru. Cert este că un segment din marea corupție, pentru că nu contează banii care se dau la magistrați, este foarte important rolul lor în societate, rolul lor în arhitectura statului de drept. Ori acolo, dacă avem cazuri de corupție și nu sunt constatate, nu avem nici prevenție, nu-i tragem nici la răspundere, este foarte grav. Societatea nu mai funcționează acolo. Și nu vorbesc atât de latura penală a proceselor. Vorbesc de civil, de comercial, de lichidări judiciare. Și aveți semnale care au înflorit corupția în sistem? Care au înflorit? Am această statistică. Până când am avut noi competența, în fiecare an am trimis judecătorul procuror și judecători. Da, asta ar fi bucurător. Să vedem dacă vom decăpăta competența, dacă vom avea cazuri de corupție. Sunteți gata să reluați corupția. Această competență? Suntem gata să reluăm și să dovedim că atacurile împotriva direcției cu privire la dosarele cu magistrați au fost nedrepte. Au fost cazuri individuale, dar așa dacă pentru un anumit caz sau două sau trei individuale ataci o întreagă instituție, asta înseamnă că poți ajunge să stopezi în desfășurarea instituției și nu mi se pare această instituție corect. Dacă avem oameni politici corupți, nu înseamnă că toată clasa politică este coruptă. Dacă avem oameni din puterea executivă corupți, nu înseamnă că toată coruptă. Dacă avem medii sau profesori corupți, nu înseamnă că pui anatema pe toată instituția respectivă. Așa este și în cazul DNA-ului. Sigur că ceea ce mi se pare mie mai grav a fost faptul că nu au fost dosare care nu s-au soluționat într-un termen rezonabil. Și dacă ne vom recăpăta această competență, voi face tot posibilul ca dosarele cu magistrați să fie soluționate într-un termen rezonabil. Veți face un serviciu din nou? Aveți de gând cum era serviciu? Nu a fost un serviciu pentru magistrați. Asta a fost o manipulare publică. N-am spus secție, am spus. A fost serviciu de combatere a infracțiunilor din justiție. Dar nu avea competență exclusivă. Toți procurorii din DNA și eu când am fost la Cluj, într-un an am făcut 3 dosare de serviciu teritorial Cluj, 3 dosare cu magistrați, din care eu le-am făcut 2 persoane și eram la Cluj. Deci orice procuror din DNA putea să instrumenteze o astfel de cauză și de la centru și din teritoriu, era un serviciu pe justiție. În justiție avem procurori, judecători, grefieri, avocați, deci nu era un serviciu exclusiv pentru magistrați. De asemenea, pentru alte fapte erau competente parchetele curților de apel sau parchetul general. Atunci erau foarte mulți procurori care instrumentau aceste
cauze și nu puteau fi controlați într-un fel sau altul, cum pot fi controlați 5 sau 6 sau presați sau stopați, n-aș face activitatea 5-6 oameni. Dar aveți de gând să reînființați un asemenea serviciu pentru infracțiuni din justiție? La început nu, dar în momentul în care vom recăpăta competența, dacă vom primi dosarele înapoi, dacă vom reprimi dosarele înapoi și dacă va fi necesar un astfel de serviciu, având în vedere numărul de dosare pe care îl vom avea, este o opțiune pentru a specializa în domeniul respectiv, dar nu împotriva magistraților. Pe infracțiuni de corupție în justiție, ca specializare respectiv, și nu împotriva magistraților. Prin apariția acestei secții este un paradox. Pe de o parte, eu cred că este o presiune asupra magistraților cinstiți și corecți și o măsură de siguranță pentru eventuali magistrați corupți. Și asta se și vede de zi cu zi, ceea ce se... Există un raport al Inspecției Judiciare despre care, privind aceste abuzuri care ar fi fost comise împotriva magistraților și care, la care s-a reclamat din partea DNA, ar exista erori materiale grosolane în interior, date incorrecte. Ce s-a întâmplat? L-ați atacat în instanță? Din câte știu, există această... o plângere prealabilă? Și există în continuare. S-a constatat de către colegii mei că multe din datele trecute în raportul respectiv conțin erori. Și acesta este motivul pentru care s-au făcut obiecții. Acest raport, în ceea ce privește activitatea DNA, raport întocmit de secția de Inspecția Judiciară pentru Procurori, a fost cuprins într-un raport în care o parte se referă la judecători. Acolo nu s-au constatat, din câte știu eu, abateri grave. Și acesta este motivul pentru care raportul, în loc să ajungă la secția pentru procurori, a ajuns la plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Aici s-au admis câteva dintre obiecțiile noastre, dar s-a votat asupra raportului și s-a dat o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, a plenului, cu privire la cele constatate. Noi am făcut o plângere prealabilă împotriva acestei hotărâri, urmând ca ulterior să putem ajunge și în instanță. Numai că au fost 2 sau 3 termene a acestei plângeri prealabile în plenul CSM-ului și nu s-a dat un vot. Mai mult, din câte știu, s-a scos de pe rol și s-a retrimis acest raport și s-au cerut probe noi. Și atunci pun și aceeași întrebare ca unul din membrii CSM, ca unul dintre judecătorii membrii CSM. Oare cum s-a putut da o hotărâre dacă n-au avut la dispoziție toate probele? Dacă n-aveți în 30 de zile răspunsul la plângerea prealabilă, nu puteți ataca în instanță? Putem ataca în instanță, ne gândim la acest lucru, dar avem o mare speranță de la plenul Consiliului Superior al Magistraturii că putem ataca în instanță, putem primi termene mai scurte sau termene mai lungi. Dar avem o mare speranță de la plenul CSM-ului că își vor însuși argumentele noastre. Printre argumente vădită temeinice ale noastre ar fi faptul că plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu poate analiza conduita procurorului sau actele procurorului. Actele de urmărire penală ale procurorului pot fi analizate doar de procurorul ierarhic superior sau de instanță. Mai mult, conduita procurorilor, modalitatea de organizare de funcționare a unei unități de parchet poate fi analizată cu atât mai mult după ce s-au separat carierele de studiu, numai de secția pentru procurori. Acestea sunt elemente pe care nu le-am invocat acolo, elemente de legalitate ale hotărârii. După aceea au fost date câteva exemple, dar le avem pe toate, în care efectiv au fost erori în constatările respective. Vă dau un singur exemplu. S-a constatat, exemplu acesta l-am mai dat, mi se pare. Deci, ordonanță pe 48 de ore de interceptare a unui procuror, validată de judecător, s-a apreciat că este nelegal. Am înțeles. În această perioadă de când sunteți procuror șef DNA, au fost exercitate asupra dumneavoastră presiuni de orice fel și din partea oricui? Ați resimțit așa ceva? Am resimțit o presiune în sens pozitiv, din partea cetățeanului care are așteptări enorme. Ceea ce mă mobilizează pe mine, pe ceilalți colegi din echipa de conducere și sper ca pe toți procurorii și polițiștii din DNA. În rest, presiuni individuale pe dosare sau pe activitate, nu.
V-ați spus vreodată problema că ați putea să sfârșiți ca doamna Chiuveși dacă veți tura motoarele DNA-ului? Da, de la început. Mi-am pus și mi-asum acest lucru. Dacă plec, o plec, să plec cu sufletul în păcat, că mi-am făcut treaba și am încercat să fac o echipă aici. În toată cariera de procuror am urmărit asta. Am 24 de ani de carieră și în toată cariera n-am făcut niciun compromis. Am avut probleme și pentru atitudinea asta de-a lungul vremii, dar întotdeauna am învins dreptatea și hotărârea și îndărătnicia în sens pozitiv. Și aici am o speranță extraordinară. Acum, ca anecdota, este altceva de fapt, în birou în care suntem noi acum, din câte știu cum mi-au spus colegii, aici era Ministerul de Război, era biroul lui Antonescu. Da. Vreo doi au fost chemat la palat între Chiuveși și Antonescu. Nu? Chiuveși la fel. Acum se vede. Care este, din punctul dumneavoastră, care este interpretarea noastră? Cum ați simțit și cum ați citit dumneavoastră ca procuror român, procuror pur și simplu, și ca șef DNA, hotărârea CEDO în cauza Chiuveși versus statul român, mă rog, așa s-a numit ea? Din atât eu, dar și din ce am discutat cu colegii mei, mai ales cei de la DNA, dar și ceilalți, deci la celelalte parchete, au avut o mare speranță în această decizie a CEDO. Ea se axează pe două aspecte. Libertatea de exprimare a magistratului, procurorului sau judecătorului în spațiu public, ceea ce este foarte important, că în ultimii ani, 2-3 ani, s-a pus o presiune extraordinară pe procurori. S-au deschis dosare penale, dosare disciplinare, doar pentru poziția publică a lor, raportat la încercarea de oprire a luptei împotriva infracționalității, la încercări repetate de modificare a codurilor penale în defavoarea părților vătămate și aflării adevărului, la modificarea legilor justiției, ori procurorii și judecătorii trebuie și să poată lua o atitudine față de aceste modificări, mai ales că justiția este în interesul cetățeanului. Și noi simțim acest lucru ca o obligație față de cetățean și atunci sub acest aspect al libertății de exprimare au mai fost astfel de decizii și cu în cazul unui magistrat din Ungaria, din câte știu, dar acum este clar cu doamna Chiuveși, a fost acuzată de poziție publice pe care le-a luat. De poziție publice în apărarea instituției și în apărarea statului de drept. Ori acest lucru, prin această decizie CEDO, cred că nu se mai poate întâmpla. Pe de altă parte, fiind în aceeași poziție ca și doamna Chiuveși, dacă se întâmplă ce am discutat înainte, voi avea probabil de data aceasta și o cale de atac în instanță a unor decizii administrative, ceea ce doamna Chiuveși n-a avut posibilitatea de a-și apăra poziția. A avut o posibilitate la CSM, dar fără efecte, fără consecințe în demersul de revocare. Veți lucra acum din nou apropiat oarecum cu doamna Chiuveși, EPO, procurorii delegați din partea României la EPO vor fi în cadrul DNA. Câți credeți că ar trebui? Nu știm dacă vor fi în cadrul DNA. Asta e proiectul. Acesta este proiectul. Noi am făcut această propunere. Am văzut că în proiect sunt 10 posturi în total. Grefieri și polițiști. Dar noi 5 procurori. Da, noi am cerut în propunerile noastre, am cerut 20 sau 22 de funcții. Procurorii la fel, dar să aibă polițiști, specialiști, conducători auto, mașini la dispoziție să-și poată desfășura activitatea, astfel încât Direcția Națională Anticorupție și alte unități de parchet, de exemplu, să-și păstreze posibilitatea de acțiune în dosarea în care avem competența. Să poată și ei să funcționeze și să nu ne încurcăm reciproc, ci să ne mobilizăm reciproc și să ne ajutăm reciproc. Ne-am propus mai multe locuri. Ne-am apreciat având în vedere că noi știm și câte dosare vor putea prelua. Cam câte vor prelua? Am făcut o analiză că dacă intră în funcție, de exemplu, în ăsta, cam 5-600 de dosare. 500-600 de dosare, dacă iau toate dosarele cu prejudicii mai mari de 10.000. Noi le vom aduce la cunoștința asta, ei vor putea prelua și dosarele numai peste 100.000. Probabil vor opta în funcție de posibilitățile de acțiune ale lor. La aceste dosare se vor adăuga și cele cu prejudicii transfrontaliere, cu evaziune fiscală. Acelea nu sunt toate la DNA. Sunt și la alte structuri de parchet. Mi-ați spus că lucrați mai mult decât se vede pentru că ați schimbat oarecum politica de comunicare.
Și acum, în final, cam în cât timp credeți că oamenii vor vedea și vor simți cu adevărat că DNA există din nou și când, cam în ce interval vă propuneți ca oamenii să și simtă că vă ridicați la înălțimea așteptărilor lor? Așteptările sunt foarte mari. Nu cred că vom atinge țelul respectiv, dar tendința asta este. Calea este spre a continua lupta anticorupție, a nu face pași înapoi, dar așa cum am amintit, sunt cu totul alte mijloacele noastre acum la dispoziție. Serviciul și tehnic, personal, eu cred că până la sfârșitul anului voi avea o privire de ansamblu asupra direcției gata, stabilită și voi ști exact căile pe care trebuie să le urmăm, să vedem ce schimbăm radical, să vedem dacă avem vreo deschidere cu privire la schimbarea competenței în sensul extinderea acesteia, dacă nu, să vedem ce putem face pentru eficientizare, dar vor apărea rezultate, sperăm să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, dar mijloacele sunt cu totul altceva. Acum 2, 3, 4, 5 ani erau alături de lupta anticorupție foarte multe instituții ale statului. Acum am rămas cam singuri. Dar sperăm că vom face față și singuri. Te-a zis că SRI-ul e gata. Da, dar atunci... adică dau informații, dar atât. Fără sprijin tehnic, fără sprijin, fără nimic. SRI, celelalte instituții... de exemplu, celelalte structuri de informații nu mai acordă sprijin tehnic nimeni de neal și nu se poate așa ceva și poate este în regulă, dar nu va trebui să facem pași în față pentru a crește capacitatea operațională a Direcției Naționale Anticorupție. Și am făcut pași pentru completarea funcțiilor, vom face pași în continuare, vom căuta procurori buni, sperăm să se modifice condițiile de vechime. În momentul în care vom avea completate locurile cu procurori în funcție de conducere și funcții de execuție și în funcție de conducere mă refer și la numirea lor, nu numai la delegarea lor, pentru că din punct de vedere formal numirea într-o funcție este de cu totul altă autoritate, iar procurorii cu funcții de execuție vor respecta această autoritate văzând că nu este provizorie și asta va face ca să crească eficiența noastră, vom putea face echipă solidă la nivelul conducerii DNA-ului și de asemenea vom putea sta la dispoziția procurorului cu funcție de execuție să vedem de ce au nevoie. Eu sunt optimist, sunt încrezător și sperăm că până la sfârșitul anului să avem și rezultate așa și mai repede până atunci. Dar atunci vom trage linie și vom vedea unde suntem, care sunt speranțele de viitor și ce putem face ca să spunem adevărul, dacă mai putem face ceva sau nu.